Bine ai venit la Pandurii Târgu Jiu. Cum ai primit oferta de a juca pentru Pandurii și dacă ai acceptat pe loc această ofertă? Bună ziua, bine v-am găsit. Da, vă dați seama, nici nu s-a pus problema să nu fiu de acord cu această ofertă, pentru că am fost dorit foarte mult. Am avut referințe foarte bune despre echipa Pandurii și nu mi-a trebuit foarte mult să o accept. Ce părere ai despre noua ta echipă? Cum ai văzut Pandurii în acest sezon? Da, bineînțeles. Am văzut toate meciurile de Liga 1, dar în special acelor de aici, de la Pandurii. O echipă foarte bună, cu jucători foarte buni, tehnică foarte bună și de aceea am și, cum am zis, am acceptat să semnez aici, pentru că, cum v-am zis, o echipă foarte bună și o să facem treaba bună. Ai discutat cu fostul tău antrenor despre Pandurii, o echipă cu care a fost în Europa League? Da, Nea Cristi Pustai mi-a zis că e o echipă experimentată, cu jucătorii de valoare și mi-a zis că nu o să fie probleme de adaptare la această echipă, pentru că jucătorii sunt foarte, foarte buni, foarte uniți și mi-a dat referințe foarte bune. Cum a fost Pandurii ca adversar în acest sezon? Ai vreo amintire neplăcută de la meciul direct? Da, v-am spus, Pandurii e o echipă foarte bună, foarte tehnică și am și avut o amintire neplăcută prin acea accidentare pe care nu cred că a fost voit să fiu accidentat de Filip Mârzeleac, dar asta este fotbalul, mergem înainte și sperăm să facem treaba bună. O serie de jucători de la Pandurii sunt în vizorul selecționerului. Crezi că ai putea face pasul la Națională de la Pandurii? Deocamdată e prea mult spus să ajung la Națională. În primul rând e un pas mare pentru mine, pentru că am ajuns aici, la o echipă foarte bună. Apoi, dacă evoluțiile mele vor fi foarte bune, nu cred că selecționerul nu se va uita la mai mulți jucători de aici. Unde crezi că se va situa echipa la sfârșitul sezonului? Eu îmi doresc foarte mult. Eu sunt genul de persoană pozitivă care își dorește foarte mult. Sperăm să fim mult mai sus decât până acum. Sunt 3 meciuri, sunt foarte grele, dar sperăm să scoatem cât mai mult și să fim mult mai sus. Mulțumim, Florin. Mulțumim.